Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucim în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucim, județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A, și articolul 196, articolul litera D, din ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucim în ședință publică ordinară în data de 28 mai, 2020, cu orele 13, la sediul Căminului Cultural. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferentă lucrărilor pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, gospodărie, apă, rezervor, 50 metri cub și spau Bucium, Comuna Bucium, județul Bacău, către SCDL Gaz Grid, ESA, inițiator primarul comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, inițiator primarul comunii. 3. Diverse. Domnul președinte. Doamne primar, mulțumesc. Doamne și domnul, bună ziua. Bine ne-am întâlnit la nouă ședință. Pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței, supun spre aprobare în ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu să. Supunem la vot conținutul procesului verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Domnule primar, vă rog să prezentați expunerea de motive a proiectului hotărâre de la numărul 1, la punctul numărul 1. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferentă lucrărilor pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, gospodărire, apă, rezervor, 50 de metri cub, stație de pompare, apelor uzate, Comuna Bucium, județul Bacău, către SCDL Gaz Grid ESA. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere solicitarea numărul 35/19/05/2020, transmisă de SC Norson XRL, prestator de servicii pentru SCDL Gaz Grid ESA, înregistrată la instituția noastră la numărul 2341/19/05/2020, prin care ni s-a solicitat adoptarea unei hotărâri de Consiliu pentru executarea lucrărilor la obiectivul alimentare cu energie electrică, gospodărirea apă, rezervor 50 metri cub, stație de pompare apelor uzate, Comuna Bucium, județul Bacău, către SCDL Gaz Grid ESA, pe teren aparținând domeniului public al Comunei Bucium. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea dării în folosință a suprafeței totale de 111 metri pătrați, teren de durată a existenței construcțiilor. Motivația solicitării din partea reprezentantului de Gaz Grid ESA este obținerea autorizației de construire pentru executarea unei astfel de lucrări. A fost eliberat certificatul de urbanism numărul 7 din 13.05.2020 cu avizul Consiliului Județean Bacău, în care s-a specificat condiția de obținere a avizului administratorului domeniului public în zona care se execută lucrarea. Acest aviz constă în adoptarea de către Consiliul Local Bucium a unei hotărâri de dare în folosință gratuită pe o perioadă existenței construcțiilor, întrucât zona în care urmează a fi amplasate fundașele stâlpilor proiectați și a cablului subteran face parte din domeniul public al Comunei Bucium. Pierdul de suprafață necesară pentru realizarea acestei lucrări este de 111 metri pătrați și este individualizată în fașa anexă la certificatul de urbanism și la proiectul de hotărâre fiind necesară pentru realizarea rețelei de medie tensiune 69,5 metri pătrați, reprezentând fundația turnată pentru cei doi stâlpi, SC 15014 și proiecția rețelei electrice de medie tensiune. Realizarea rețelei de joasă tensiune, 41 metri pătrați, reprezentând fundația turnată pentru 6 stâlpi și de tip SE110 și proiecția rețelei electrice de joasă tensiune, precum și pentru amplasarea suporților branșamentelor 0,5 metri pătrați. În final, aș dori să mai precizez că acest obiectiv privește și este în interesul direct al comunei noastre, deoarece această alimentare cu energie electrică se face la stația de pompare a apelor uzate pentru investiția de bază, înființare rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare și stații de curare în Comuna Bucium, județul Bacău. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Domnul președinte, vă mulțumesc. Vă rog președintele Comisiei de Specialitate să prezinte avizul Comisiei a aprobat favorabil conținutul proiectului, inițiat de către domnul primar,
Costul proiectului este în legătură cu interesul direct al Comunei Culturii. Mulțumesc. Dacă sunt, înscrie la cuvânt. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Domnul primar, vă rog să prezentați expunerea punctului B. Declarat de motivare proiectului de hotărâre privind indexarea bugetului cadastrelor locale pentru anul 2020. Motivat de publicarea pe site-ul Ministerului de Finanțe a ratei inflației pentru anul 2019 și punând în aplicare dispoziția articolului 491 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare au fost analizate impozitele și taxele locale stabilite pentru anul 2020 prin hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 20/12/2019 și s-a întocmit macheta cu noile cuantumuri indexate aplicabile în anul 2021. Pentru recuperarea decalajului generat din rata inflației realizată în anul 2019, propun ca, începând cu anul 2020, nivelul impozitului taxelor locale să fie indexat cu rata inflației de 3,83% față de nivelul aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 45/2019 din următoarele considerente. Articolul 491. Din legea numărul 227/2015 instituie obligație în sarcina autorității publice locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor prezentând impozit sau taxă locală în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilă pe baza unei anumite sume în lei. Sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către Consiliul Locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate conform alineatul 1 se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. Dacă hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărei impozite sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei, sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort, din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime, prevăzute de prezentul cod indexate potrivit prevederilor alineatului 1. De asemenea, supuse indexările și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale prevăzute de legea numărul 227/2015 sau instituie de autoritatea publică locală, astfel cum este prevăzut de articolul 419 alineatul 1, alineatul 7 din codul fiscal. Alineatul 7 se spune, limitele amenzilor prevăzute de la alineatul 3 și 4 se actualizează prin hotărârea Consiliilor Locale conform procedurii stabilite la articolul 491. Doresc să mai precizez că aprobarea de către Consiliul Local, Buciu, nu a avut loc până la termenul de 30 aprilie 2019, pentru că inițierea proiectului de hotărâre s-a făcut mai târziu decât ar fi trebuit pentru a ne încadra în acest termen. Însă, conform alineatului 3, articolul 491, hotărârea de aprobare a indexării poate fi adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar. Prin urmare și după data de 30 aprilie se poate aproba o astfel de indexare. Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind indexarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2021 în formă prezentată. Domnul președinte, vă mulțumesc, domnul primar. Rugăm președintele Comisiei de Specialitate să prezinte avizul la consultare. Mulțumesc. Membrii Comisiei au studiat conținutul acestui proiect privind indexarea impozitelor și taxelor. Au fost de acord toți. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Domnul primar, vă rog să prezentați să expunem. Nu este la divers, punctul 3 divers. Dacă aveți ceva probleme, vă rog.
Nu sunt, domnul președinte. Dacă nu sunt, declarăm în ședința acestea.